O zi importantă pentru Biblioteca Județeană. Anul acesta se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Ovid Densușanu, savantul român al cărui nume îl poartă această instituție. Așa că a fost organizat un eveniment cultural-educativ intitulat Profil de cărturar, Ovid Densușanu, la care foarte mulți elevi au fost invitați să participe. Și de această dată, Biblioteca Județeană Ovid Densușanu Hunedoara Deva a reușit să capteze atenția cu un eveniment cultural deosebit. Elevii au venit în număr mare pentru a descoperi viața și creația lui Ovid Densușanu, cel care a fost lingvist, critic și istoric literar, folclorist, poet și gazetar, om de cultură. Anul acesta se împlinesc 150 de ani de la nașterea și 85 de ani de la moartea savantului român Ovid Densușanu, al cărui nume îl poartă biblioteca noastră. Deși nu este născut în județul Hunedoara, Ovid Densușanu a fost legat indestructibil de oameni, de limbă, de tradițiile acestor locuri. Este descendentul ilustrului neam al densușenilor, familie care a dat culturii române personalități precum Beniamin, Aron și Nicolae Densușanu, mari cărturari cu rădăcini în țara Hațegului, mari patrioți care și-au dedicat viața cercetării istoriei românilor și studierii originii limbii române. Elevii spun că sunt bucuroși că Biblioteca Județeană Ovid Densușanu Hunedoara Deva organizează foarte multe evenimente și de fiecare dată își doresc să participe. Atmosfera este plăcută și pleacă cu multe cunoștințe acumulate și premiile pe care biblioteca le oferă sunt importante și atractive. Cât de importante sunt aceste evenimente de cultură pe care biblioteca le organizează pentru voi? Păi, în opinia mea, sunt foarte importante pentru că pe lângă că mai și primim niște premii foarte atractive, învățăm și niște lucruri de cultură generală despre mari oameni ai literaturii românești. Punctul meu de vedere este destul de importantă pentru cunoștințele noastre extrașcolare și cred că chiar ar fi bine să învățăm. Ai mai fost și la alte evenimente organizate? Consider că ți s-au îmbogățit cunoștințele? Da, am mai fost la vreo 3 tot cu școala. Și cum a fost? Ți-a plăcut? Da, a fost destul de interesant. Consider că sunt destul de importante pentru cunoștințele noastre și pentru cultura noastră generală. Cum ți se pare că se desfășoară? Cum este mediul? Mediul mi se pare unul ok. Chiar e foarte ok, da. Alături de tineri au fost prezenți profesori, dar și scriitori. Denumirea Bibliotecii Județene poartă numele de Ovid Densușanu. Un om de cultură, un mare filolog, cu o pregătire la Berlin, Paris, a scris vreo 7 cărți de lingvistică, 2 reviste de cultură la care dânsul a fost promotorul și, mă rog, omul de bază. Pentru cultura românească, o mare personalitate. Pentru noi, pentru tineri, un îndemn la cultură, un îndemn la limba și tradițiile poporului român, mai ales că dânsul s-a ocupat și de partea de, nu numai de folclor, a făcut o folcloristică, după aia a dus pe culmi în alte lirica românească, deci a fost un mare simbolist. Sebastian Bara spune că Ovid Densușanu este un model de adevărat cărturar și se bucură că biblioteca îi poartă numele. Ovid Densușanu este un model de adevărat cărturar, iar faptul că pe frontispiciul bibliotecii noastre este înscris numele său, ne bucură și ne face să fim mândri de acest lucru. Această activitate este un prilej de a cunoaște o mare personalitate a culturii române, un om pentru care limba română, poporul român și România au avut valoarea unor icoane. La final, tinerii s-au întrecut în a da răspunsuri corecte pentru a câștiga mult râvnitele premii.